Fiți binecuvântați de Domnul, iată-ne din nou împreună pe această cale. Aș vrea să vă salut pe toți care veți intra pe transmisia aceasta. Bunul Dumnezeu să vă binecuvânteze și să vă păstreze cu sănătate, cu har și cu putere și să vă dea tot ce aveți nevoie. Amin. În această seară vreau să împărtășesc cu voi un subiect foarte interesant, și anume cum se citește Biblia corect. Sunt multe subiecte pe care le putem urmări pe internet, dar cred că acesta merită toată atenția pentru viața noastră spirituală, dar nu numai, și pentru cultura generală. Biblia este o carte pe care o găsești în orice bibliotecă, în orice hotel, peste tot în lume, și pentru cultura generală este bine să urmăriți acest mesaj ca să auziți de la un păstor cum consideră el că este corect să citim Biblia. În urmă cu 21 de ani m-am întors la Dumnezeu, eram în Austria, în Viena, cu gândul să mă îmbogățesc, crescusem într-o familie săracă, fără tată, și îmi doream să-mi fac și eu avere, să-mi construiesc o casă, să mă pot căsători. Și acolo, în loc să ajung bogat, am ajuns la biserică, am început să citesc Biblia, să cunosc calea lui Dumnezeu și să mă pocăiesc. Și m-am îndrăgostit așa de tare atunci de Dumnezeu, încât după 10 ore de săpături, lucram la săpături sub blocuri, blocurile care se crăpau, se săpa sub fundație și se turna niște ciment care întărea fundația la clădiri, o muncă foarte grea, foarte de jos, am putea spune, și după 10 ore de săpături sub fundațiile de la bloc, eram nelipsit de la biserică lunea, marța, miercurea, joia. Oriunde era un program, mergeam și eu. Așa eram de pasionat, așa de tare m-a cuprins că credința în Dumnezeu, pasiunea pentru Dumnezeu. Și m-am botezat la biserica numărul 1 din Viena, care este și astăzi biserica numărul 1, unde este păstor Ioan Vlas. După care am început să citesc Biblia. La început Noul Testament, care îmi plăcea foarte mult, mai ales Evangheliile, mai apoi am intrat și în cealaltă parte a Scripturii, mai apoi am ajuns și prin Vechiul Testament. Multe n-am înțeles, fiind și la început și fiind Biblia o carte nu foarte simplă întotdeauna, și mi-ar fi folosit să mă fi sfătuit cineva, să mă fi îndrumat cineva, să mă fi luat cineva deoparte cu mai multă experiență și să-mi fi dat niște sfaturi. Uite, așa, așa sau așa ar trebui să studiez Scriptura. Însă, dragii mei, de atunci și până astăzi am învățat foarte multe în acest sens. Am, așa cum ziceam, 21 de ani pe această cale. Am făcut două școli de teologie și de 9 ani de zile sunt păstor la Biserica Peniel din Londra, și în această seară vreau să împărtășesc cu voi din experiența mea și din ce am învățat de-a lungul acestor 21 de ani despre cum se citește Biblia corect, cum ar trebui noi să citim Biblia. Și în a da un astfel de răspuns și în a aduce lumină în domeniul acesta, în primul rând aș vrea să împărtășesc cu voi, luând în considerare că Biblia este o carte foarte vastă. Deci primul lucru, dragii mei, este că trebuie să luăm în considerare atunci când vrem să citim Biblia corect, că Biblia este o carte foarte vastă. În primul rând, are 1300 de pagini. E rar mergi la librărie și mai cumperi astăzi o carte cu 1300 de pagini, doar dacă este un dicționar sau o enciclopedie. De obicei, cărțile în ziua de azi au maxim 150-200 de pagini, pentru că lumea nu mai citește așa de mult. Însă, dacă vrei să citești Biblia, și pentru că Biblia este manualul credinciosului,
ia în considerare faptul că este o carte foarte vastă, care are 1300 de pagini, în jur, nu exact, în jur, depinde de traducere. Unele au 1223, altele 1250, depinde de traducere, dar paginile Bibliei se învârt aici, în jur de 1300 de pagini. Apoi, tot aici, trebuie să luăm în considerare, atunci când citim Biblia, că pe lângă faptul că are multe pagini, ea are și mai multe teme. Există istorie în Biblie, există legea lui Dumnezeu în Biblie, există profeții în Biblie, există poezie, există cântece în Biblie, și atunci când citești Biblia trebuie să ții cont și de temele pe care le au cărțile pe care le citești din Biblie. Biblia are 66 de cărți în canonul acceptat de majoritatea religiilor creștine, 39 de cărți Vechiul Testament, 27 de cărți Noul Testament, și atunci când citești Biblia depinde din care carte citești, ce temă are cartea. Citești Psalmii? Ăștia sunt cântări, rugăciuni. Citești Proverbele? Sunt un fel de maxime, de poezii. Citești Deuteronomul, citești cum îi zice la cartea asta, Exodul. Acestea cărți reprezintă legea, Tora, cele cinci cărți pe care le-a scris Moise și care reprezintă legea lui Dumnezeu. Citești Evangheliile? Evangheliile sunt istorie, reprezintă viața Domnului Iisus Hristos pe acest pământ. Citești celelalte cărți din Noul Testament? Citești epistolele, adică scrisorile pe care Apostolul Pavel le-a scris bisericilor. Deci Biblia are 1300 de pagini, nu citești orice carte. Ea are mai multe teme și trebuie să ții cont de lucrul acesta. Apoi, tot aici, trebuie să ții cont și de faptul că Biblia are autori diferiți. Se spune că sunt în jur de 40 de autori care au scris inspirați de Duhul Sfânt Scriptura. Și trebuie să ții cont că fiecare autor are un bagaj. Unii erau ciobani, alții erau împărați, alții erau medici, alții erau pescari, și fiecare, chiar dacă a fost condus de Duhul Sfânt și a scris mâna de Duhul Sfânt, avea un anumit bagaj. Altfel se exprimă un împărat față de un cioban, altfel vorbește un medic când scrie față de un pescar. Deci Biblia a fost scrisă de 40 de autori cu meserii diferite, din culturi diferite, din perioade diferite. De aceea spun în primul rând că atunci când vrei să citești Biblia corect, trebuie să realizezi că este o carte foarte vastă, care a fost scrisă nu doar de mai mulți autori și cu teme diferite, ci și pe perioade diferite. Se spune că Biblia a fost scrisă pe o perioadă de în jur de 1500-2000 de ani. În această perioadă s-a scris, după aia s-a consolidat și apoi noi o avem ca și Biblie. Dar dacă ții cont și de perioada în care s-a scris, atunci înțelegi mai bine Biblia, nu? Bunicii noștri se îmbrăcau într-un fel, vorbeau într-un fel, gândeau într-un alt fel. Noi suntem o altă generație, gândim altfel. E, și aici e vorba doar de 80-100 de ani. Dar când vorbim de Biblia care a fost scrisă pe o perioadă de 1500 de ani, dragii mei, deci trebuie să ții cont de perioada în care a fost scrisă o carte, că acolo erau niște obiceiuri, un mod de a vedea lucrurile, un nivel de a înțelege situația în care oamenii de atunci trăiau. Deci este o carte vastă, a fost scrisă de mai mulți autori, are mai multe teme, s-a folosit o perioadă îndelungată până s-a închis această carte, în jur de 1500-2000 de ani, cuprinde perioadele în care a fost scrisă. Apoi trebuie să ținem cont și de faptul că a fost scrisă în culturi diferite. Adică anumite cărți din Biblie au fost scrise când evreii locuiau în Egipt, alte cărți din Biblie au fost scrise când evreii locuiau în Babilon, alte cărți când locuiau în Canaan și alte cărți când locuiau în Imperiul Roman. Trebuie să ții cont de toate aceste culturi
ca să înțelegi mai bine și să interpretezi mai corect Biblia. Apoi, tot aici, la secțiunea aceasta în care spunem că Biblia este o carte foarte vastă, trebuie să adăugăm și faptul că s-au folosit trei limbi în scrierea Bibliei. S-a folosit limba ebraică, aramaică și greacă. Cuvântul botez vine din limba greacă, de la baptizo, care înseamnă scufundare. Și atunci când citești Biblia, dacă tu te îndoiești de o traducere, da? Poate este un segment în care vrei să vezi cum a fost scris în original. E, dacă e vorba de Noul Testament, trebuie să te duci în limba greacă. Dacă e vorba de Vechiul Testament, trebuie să te duci în limba ebraică și aramaică. Ca să interpretezi corect Biblia, pentru că ce avem noi în limba română sunt niște traduceri, care unele sunt mai apropiate, altele nu 100% întotdeauna. Și ca să vezi originalul, de exemplu, asupra unui singur cuvânt, care, ca să vezi exact cum a fost scris, te duci în limba originală. Și pentru o interpretare corectă și pentru o citire corectă a Bibliei, trebuie să știi și lucrurile acestea. Deci asta am vrut, dragii mei, să împărtășesc cu voi în primul rând despre cum este corect să citim Biblia, și anume că Biblia, dragii mei, este o carte foarte vastă. Nu e o carte simplă pe care o iei de undeva de pe un raft, scrisă de un autor care a trăit în niște ani și a văzut lucrurile într-un singur fel. Tu când iei Biblia, e o carte care a fost scrisă pe o perioadă de 1500-2000 de ani, în culturi diferite, de oameni diferiți, cu obiceiuri diferite, cu percepții diferite, și ca să înțelegi corect Biblia și să o interpretezi corect, trebuie să lărgești puțin orizonturile și să intri în aceste aspecte ca să dai o interpretare potrivită la toate lucrurile. În al doilea rând, dragii mei, de acolo de unde mă urmăriți, Domnul să vă binecuvânteze, aș vrea să împărtășesc cu voi că atunci când citim Biblia, trebuie să luăm în considerare că ea îți transformă viața. În primul rând, asta am vrut să împărtășesc cu voi, că e o carte vastă și trebuie să iei în considerare mai multe aspecte ca să poți să o înțelegi corect și interpretezi corect. În al doilea rând, vreau să împărtășesc cu voi că Biblia e o carte care atunci când o citim ne transformă viața. Spunea cineva că Biblia este singura carte al cărei autor este prezent când o citești. Și ca și credincios și ca și om care îl cauți pe Dumnezeu, aș vrea să-ți spun câteva lucruri pe care le are Biblia ca și efect asupra noastră, asupra ta, asupra mea, atunci când o citim. În primul rând, Biblia zice, Romani 10:17, îți mărește credința. Așa scrie acolo, că credința vine în urma auzirii cuvântului lui Dumnezeu. Ea încearcă să citește așa o perioadă mai îndelungată, în fiecare zi câteva capitole din Biblie, să vezi dacă nu începi să fii mai credincios, să-L crezi mai tare pe Dumnezeu, să crezi mai mult în Dumnezeu, să crezi mai profund în lucrările lui Dumnezeu, pentru că atunci când citești Biblia, îți crește credința. Vezi în Biblie cum Dumnezeu lucrează, vezi în Biblie cum Dumnezeu poartă de grijă, vezi în Biblie cum Dumnezeu vindecă, cum Dumnezeu îți arată calea, cum Dumnezeu te direcționează, vezi modul de lucru al lui Dumnezeu și vezi faptele lui Dumnezeu. Și când citești Biblia, ți se mărește credința. Apoi, tot aici trebuie spus că pe lângă credință, Biblia mai realizează ceva în viața noastră, și anume voia lui Dumnezeu. În 2 Timotei 3:16-17, apostolul Pavel îi scrie lui Timotei din pușcărie și îi zice: toată scriptura, adică toate paginile, nu cum vin unii astăzi, numai ce-i scris cu roșu și ce-o zis Domnul Iisus. Nu, toată scriptura este însuflată de Dumnezeu și de folos ca să mustre, să învețe și să dea înțelepciune în neprihănire, pentru ca omul lui Dumnezeu să fie desăvârșit. Atunci când citești Biblia, Biblia
te face să descoperi voia lui Dumnezeu, să înțelegi ce vrea Dumnezeu de la viața ta, ce vrea Dumnezeu de la timpul tău, ce vrea Dumnezeu de la prioritățile tale, ce vrea Dumnezeu să lucreze în inima ta, în familia ta, în casa ta, la locul tău de muncă. Când citești Biblia, începi să înțelegi voia lui Dumnezeu, slăvit să fie numele Lui. Pe lângă credință, dragii mei, și pe lângă voia lui Dumnezeu, mai adăugăm ceva. Mai există ceva ce face Biblia, așa nume, ne arată drumul spre împărăția lui Dumnezeu. Psalmistul în Psalmul 119 cu versetul 105 zice, la un moment dat, cuvântul tău este o candelă pentru picioarele mele și o lumină pe cărarea mea. Adică atunci când citești Biblia, înțelege exact cum vrea Dumnezeu să fii ca și credincios și care e voia lui Dumnezeu cu privire la toate lucrurile. Nu citești, îl asculți pe X, îl asculți pe Y, îl asculți pe nu știu care și te poate duce de nas orice predicator și te poate influența oricare începe să-și deschidă gura și să strige mai tare pe internet pentru că tu nu cunoști cuvântul lui Dumnezeu. Dar nu contează cât de popular este cineva, nu contează cât de bine știe să joace cuvintele cineva, tu trebuie să cunoști Scriptura, că atunci când asculți pe cineva că vorbește despre Dumnezeu și despre voia lui Dumnezeu, să poți să înțelegi dacă e adevărat sau nu. Spune cuvântul lui Dumnezeu că Apostolul Pavel, care era unul din cei mai populari oameni, ucenici, apostoli din vremea lui, a ajuns într-o biserică, într-o localitate, Berea. Și acolo el a început să le predice și să le spună și să-i sfătuiască. Și ăștia știau, mă, ăsta e foarte popular, Pavel ăsta, ăsta are mulți care îl urmăresc. Când intră ăsta live, trece live-ul de mii de oameni. Dar ăștia au zis, ok, Pavel, o fi tu popular, o fi tu cunoscut, dar noi vrem să verificăm cu Scriptura tot ce ne zici. Și cum predica Pavel, ăștia verificau. Măi, e adevărat, nu e adevărat, mereau acasă, vorbeau despre ce a zis Pavel, analizau, veneau din nou, se întâlneau cu el. E, așa vrea Dumnezeu să fie. Dumnezeu vrea să citești Biblia ca să nu te ducă nimeni de nas, ca să înțelegi tu voia lui Dumnezeu. Îmi scrie un frate la un moment dat și îmi zice, frate Tiberiu, e păcat să mă masturbez, zice. Măi, zic, da, intră în categoria păcatelor de necurăție sexuală și Biblia zice că e păcat. Zice, dar dacă sunt însurat și atunci e păcat. Când omul nu citește Biblia, atunci omul interpretează lucrurile după ureche. Atunci când cunoști Scriptura, tu știi ce zice Biblia și tu cântărești tot ce auzi de la alții prin acest filtru numit Cuvântul lui Dumnezeu. Mai mult decât atât, citirea Bibliei, dragii mei, aduce și putere spirituală în ispite. În Psalmul 119, cu versetul 11, zice la un moment dat psalmistul, strâng cuvântul tău în inima mea ca să nu păcătuiesc împotriva ta. Atunci când noi citim regulat Scriptura, când adunăm cuvintele lui Dumnezeu, cuvintele astea ne încarcă de putere spirituală. Și cel mai indicat, dragii mei, este dimineața să o citești. Când mintea e goală, când creierul e gol, să iei Scriptura și să citești 5 minute, 10 minute, 15 minute. Și atunci mergi cu versetele alea, cu cuvintele alea la lucru și te ispitește cineva și îți aduce aminte de ce zice Dumnezeu și de ce ai învățat din Biblie. Și cuvântul ăla lui Dumnezeu lucrează în tine și îți dă putere. E, unii zic că, bă, e voie să citești numai dacă stai într-o anumită poziție, n-ai voie să bei cafea, n-ai voie să citești. Nu! Nu contează că o citești dimineața cu o cafea lângă tine, nu contează că o citești pe autobuz, pe metrou, că o citești în pauză la lucru. Cel mai important este să strângi cuvântul lui Dumnezeu în inima ta ca să nu păcătuiești împotriva lui Dumnezeu. El are putere să te întărească împotriva ispitelor pe care diavolul le aduce. Și apoi, dragii mei, tot în această secțiune în care vorbim despre faptul că Biblia îți transformă viața atunci când o citești, trebuie să citim Biblia și pentru a răspunde
diavolului. Aduceți-vă aminte că Domnul Iisus, înainte să intre în lucrarea lui Dumnezeu, a fost dus de Duhul Sfânt. Foarte interesant, nu de diavolul, ci de Duhul Sfânt a fost dus în pustie ca să fie ispitit de diavolul. Și acolo în pustie, zice Biblia, că a postit 40 de zile și 40 de nopți și după 40 de zile și 40 de nopți, diavolul a venit la el și i-a zis: dacă ești Fiul lui Dumnezeu, poruncește pietrelor acestora să se facă pâini. Și Domnul Iisus i-a zis: este scris. Adică Domnul Iisus a răspuns la atacurile celui rău cu cuvântul lui Dumnezeu. E, atunci când noi citim Biblia, știm ce să răspundem diavolului, știm ce să răspundem celor ce ne provoacă, știm ce să răspundem celor care ne atacă la nivelul credinței noastre, pentru că citirea Bibliei este o hrană pentru sufletul nostru, spunea Domnul Iisus. Un alt lucru pe care îl face Biblia în viața noastră atunci când o citim regulat este că ne determină să gândim ca și Dumnezeu. Citind Biblia, nu faci altceva decât să te încarci cu cuvintele lui Dumnezeu care exprimă gândirea, voia și planul lui Dumnezeu. Domnul Iisus, când a venit la noi, s-a făcut ca noi, acum ca noi să mergem la El, trebuie să ne facem ca El. Și cum reușim noi să ne facem ca El? Umplându-ne mintea și viața de cuvântul lui Dumnezeu. Când noi citim Biblia, începem să gândim tot mai mult cu Dumnezeu, pentru că în Biblie sunt gândurile lui Dumnezeu. Și un alt lucru foarte interesant pe care îl produce Biblia atunci când o citim este că ne descoperă viitorul cu privire la multe lucruri. Vedeți, faptul că pământul este rotund, de exemplu, s-a descoperit undeva prin jurul anilor 1500, dacă nu greșesc, de Galileo Galilei sau de Copernic. Nu mai știu exact. Dar nu asta e ideea. Faptul că pământul este rotund a fost scris în Isaia, adică cu 400, cu 700 de ani înainte de Hristos. Există un verset care arată că pământul este rotund. Faptul că citești Biblia, din Biblie poți să afli planul lui Dumnezeu cu privire la tot ce se întâmplă. Mulți mă întreabă, vaccinul ăsta o fi semnul fiare? Dar de ce întreabă, frații? Pentru că în Biblie ni se spune că va veni o vreme în care se va pune un semn pe mână sau pe față, fără de care oamenii nu vor putea cumpăra și nu vor putea vinde și nu vor putea circula. În Biblie se vorbește despre final, se vorbește despre sfârșit, se vorbește despre faptul că pământul cu tot ce este pe el va arde și ăștia de la încălzirea globală ne spun că mai sunt 50 sau 100 de ani și vom ajunge acolo, dar citind Biblia tu poți să descoperi planurile de viitor care sunt cu privire la pământul acesta, cu privire la multe lucruri pe care Dumnezeu le-a descoperit deja în cuvântul său. Și un ultim lucru, dragii mei, pe care trebuie să-l adăugăm aici la citirea Bibliei care îți transformă viața, în această listă de calități pe care le are Biblia asupra vieții unui om care citește cuvântul lui Dumnezeu, este că îți dă și înțelepciune. Biblia îți dă înțelepciune atunci când o citești. Ne uităm în cartea Proverbe, de exemplu, Solomon ne spune: puturosule, uită-te la furnică, furnica e așa, furnica e așa. E, Biblia te învață să muncești. Apoi tot Biblia îți spune când intri în casa unui om, calcă mai rar ca să nu se plictisească de tine. Când faci un lucru, nu te însoți la drum cu cutare și cutare. Când vrei să faci anumite aspecte sau altele. Biblia e și o carte de înțelepciune. Când citești Biblia, nu poți să nu remarci faptul că te sfătuiește foarte bine, îți dă niște sfaturi chiar și legate de viața asta foarte bune, foarte practice. Deci putem zice că Biblia ne mărește și înțelepciunea. Slăvit și binecuvântat să fie Dumnezeul nostru, care prin cuvântul lui lucrează lucrări minunate în viața noastră. Amin! Dragii mei, am văzut în introducere că trebuie să luăm în considerare că Biblia e o foarte... Dragii mei, am văzut la început că Biblia e o carte foarte vastă,
am văzut în al doilea rând că ea transformă viața celui care o citește. În al treilea rând aș vrea să împărtășesc cu voi cum se citește Biblia corect. Trebuia să spun și lucrurile alea ca să înțelegem mai bine, ca să ni se deschidă mintea, ca să avem un orizont mai larg pentru a putea interpreta lucrurile mai corect și pentru a putea înțelege importanța citirii Bibliei. Că ce folos că vă spun eu aici cum se citește dacă nu o citim. Dar acum, în final, aș vrea să împărtășesc cu voi cum se citește Biblia corect. În primul rând, îți recomand să o citești pe nivelul tău spiritual. Dacă te-ai pocăit de 6 luni sau de 8 luni sau de 3 luni și ești nou încă în credință, îți recomand la început să citești Evangheliile și apoi Epistolele. Dacă ești avansat deja pe calea lui Dumnezeu și te-ai întors la Dumnezeu și ai auzit multe predici și ai citit deja de câteva ori Biblia și totuși nu o citești regulat, îți recomand să citești minim 3 capitole pe zi. Ca să citești Biblia într-un an, trebuie să citești minim 3 capitole pe zi și să-ți faci un plan de citire. Fiecare dimineață minim 3 capitole. Dacă nu reușești într-una din zile că s-a ivit ceva sau au fost niște probleme sau ai uitat, în weekend, sâmbăta, duminica, poți să recuperezi. Cu un plan strict de citire a Bibliei, reușești să citești Biblia o dată pe an. Și cineva zicea, vreau să citesc Biblia câți ani de viață am. Am 50 de ani de 50 de ore o să o citesc. Pentru fiecare an din viață pe care Dumnezeu mi l-a dat, vreau să citesc Scriptura și mi s-a părut un gând extraordinar. Noi trebuie să ne formăm obiceiul citirii Scripturii. Dacă n-ai obiceiul ăsta, nu vei reuși să duci Biblia de la cap la coadă. Zicea cineva că cea mai citită carte din Biblie e Genesa, că toți încep și acolo se și împotmolesc. Fără un plan de citire, fără un obicei regulat de a citi Biblia, nu vei reuși să te ții de lucrarea asta. Lucrarea asta trebuie să devină obicei, parte din viața ta, pentru că ori de câte ori citești Biblia, nu te plictisești de ea și de fiecare dată Dumnezeu îți va vorbi lucruri noi și ea este o hrană pentru sufletul tău și sufletul tău are nevoie de mâncarea pe care o produce paginile Sfintei Scripturi, slăvit să fie Dumnezeu. Apoi, tot aici, la cum să citești Biblia corect, dacă nu înțelegi anumite lucruri, poți să folosești un dicționar biblic sau Biblia cu explicații sau să întrebi pe un păstor sau pe un frate anumite aspecte care nu le înțelegi. Ca de exemplu, eu când am fost nou în credință, nu înțelegeam mulți ani de zile cum se poate ca Dumnezeu a poruncit poporul evreu să meargă și să-i ucidă pe cananiți. Și am zis, cum se poate un Dumnezeu al dragostei să trimită evreii să ucidă pe alți oameni? Mi s-a părut că e nedrept, mi s-a părut că nu-i corect. E, peste ani de zile, la predica unui frate am înțeles. El a zis așa, Dumnezeu i-a vorbit lui Avram cu 400 de ani înainte să existe seminția lui în Egipt, că prin seminția care va ieși din el, un popor mare va ajunge într-o țară străină, care se va mulți acolo, pentru că nelegiuirea amoriților, a cananiților și a fereziților n-a ajuns încă până la Dumnezeu. Și când ea va ajunge până la Dumnezeu, Dumnezeu va trimite poporul evreu ca instrument de judecată asupra acestor popoare. Cu alte cuvinte, Dumnezeu care știe viitorul și toate lucrurile, știa că nelegiuirea cananiților, ca și în cazul Sodomei și a Gomorei, va ajunge într-o zi până la Dumnezeu. Păcatele lor, răutatea lor, faptele lor. Și atunci Dumnezeu a zis, vreau de data asta să nu trimit foc peste ei, ci să trimit poporul evreu ca să fie instrumentul meu de judecată. Un alt lucru care nu l-am înțeles ani de zile a fost ce să faci când ești pus între două rele. E, avem exemple în Biblie când ești pus între două rele să alegi cel mai puțin rău. De exemplu, moașele în Egipt au salvat copiii evreilor când porunca împăratului era să-i omoare. E, când între două rele ești pus să alegi, trebuie să alegi răul mai puțin.
Curva Rahab, spune Biblia, că a ascuns iscoadele trimise de poporul evreu din Egipt în Ierihon ca să poată aceștia să ajungă înapoi în viață la poporul lor și să informeze ca mai apoi să cucerească Ierihonul. Când ești pus între două rele și ești întrebat sau pus într-o situație dramatică, trebuie să alegi cel mai puțin rău. Cel mai puțin rău. Spunea cineva că evreii care trebuiau uciși în al doilea război mondial, uneori erau ascunși în casele oamenilor și unii oameni mințeau ca să-i salveze. Între a ucide niște evrei și a minți, au ales mai bine să mințească. Nu vreau să duc lucrurile mai departe aici, să nu fiu interpretat greșit, dar cineva m-a întrebat, bă, frate Tiberiu, tu ce zici, amu? Să-mi fac și eu certificat din ăla de vaccin, că nu vreau să mă vaccinez, dar se poate rezolva. Nu zic nimic. Fiecare cu treaba lui, că dacă ești forțat să faci vaccinul, nu e un lucru bun, iar dacă reușești să o faci șmecherește, e tot o șmechereală, dar dintre două rele trebuie să-l alegi pe cel mai puțin rău. Biblia, dacă nu înțelegi, trebuie să apelezi la un dicționar biblic, la Biblia cu explicații, la un frate, ca să te ajute. Iar apoi, tot în această ultimă parte a gândurilor pe care vreau să le împărtășesc cu voi, trebuie să interpretăm Biblia în contextul ei. Interpretează Biblia în contextul în care a fost scris acolo, în perioada aia, ce a vrut Dumnezeu prin ce s-a scris acolo să spună celor care au scris, ce a înțeles autorul, cum a fost în perioada în care el a trăit, ce a vrut să însemne pentru el prima dată și dacă se aplică și în perioada de astăzi. Nu, vin unii și zic, bă, trebuie să facem ca în Vechiul Testament, să ne tundem nu știu cum, să ne îmbrăcăm nu știu cum, să facem nu știu ce. Aia a fost pentru cei din Vechiul Testament, din Vechiul Legământ. Noi trăim în Noul Legământ când lucrurile sunt noi, când contextul este diferit. Și apoi tot aici la context trebuie să ții cont și de istoria și de cultura în care anumite lucruri s-au scris. Așa se face că în bisericile noastre a fost multă discuție pe subiectul de spălare a picioarelor. E, ca să înțelegi dacă mai trebuie practicată spălarea picioarelor, trebuie să te uiți la ce zice textul. Și acolo textul zice că după ce Iisus le-a spălat picioarele, a zis, voi înțelegeți ce am făcut eu, v-am dat o pildă, adică un exemplu care înseamnă altceva, asta înseamnă pildă, un exemplu de ceva care reprezintă altceva. Și apoi trebuie să înțelegi și obiceiul cultural care exista în perioada aia. În Israel, în perioada aia, oamenii umblau în sandale și era deșert. Și oamenii, după ce umblau un pic pe afară, toate picioarele erau prăfuite. Și era un obicei cultural atunci când vineai la cineva în casă să-ți spele picioarele. De aceea Domnul Iisus, când a fost în casa lui Simon și a venit femeia care a spart vasul de albastru și i-a spălat picioarele și cu lacrimile paremise, Simon l-a judecat pe Iisus. Și Iisus a zis, tu nu mi-ai dat sărutare și tu nu mi-ai spălat picioarele, dar femeia asta m-a sărutat și mi-a spălat picioarele. Deci era un obicei cultural. Când vinea cineva în casa ta, în perioada aia, să-i speli picioarele. Era un semn de respect, de un bun venit, să se simtă important, apreciat. Și de aceea, înainte să stea la masă Domnul Iisus cu ucenicii, le-a spălat cele 24 de picioare. Acum, unii n-au înțeles cultura, n-au înțeles corect Biblia și spală picioarele unul la altul și astăzi prin anumite biserici, mai ales la țară, crezând că prin aceasta îi fac o jertfă extraordinară. Domnul Iisus a vrut să ne dea un exemplu că noi trebuie să ne slujim unii pe alții și, sincer, să fiu mai ușor să spăl picioarele decât să-l iubesc pe unul care mă nervează sau care mi-a făcut rău, să-l iert și să mă duc mai departe. Dumnezeu a vrut să ne învețe ceva mult mai important. Și când înțelegi istoria, și când înțelegi cultura, și când înțelegi mai bine aspectele astea, interpretezi mai corect Biblia. Un ultim lucru legat de cum se citește corect Biblia este că noi trebuie să o citim și să o interpretăm evitând simbolistica și alegoria.
Ce vreau să zic cu asta? Sunt oameni care citesc un text din Biblie și ei zic, mi se pare că asta ar însemna altceva decât ce vrea să spună ad literam acolo. Ca de exemplu, așa să mai și zâmbim, am auzit că un bătrânel a predicat la un moment dat din cuvântul lui Dumnezeu și a ajuns la măgărușul care l-a folosit Iisus la intrare în Ierusalim. Și el, ca să pară așa mai spiritual, a zis, ce credeți voi că este urechile? Ce credeți voi că reprezintă urechile măgărușului? Și el a zis, reprezintă Noul și Vechiul Testament. Și ce credeți voi că reprezintă picioarele, cele patru evanghelii, și coada, faptele apostolilor? Dragii mei, trebuie să evităm interpretările astea supra-spirituale, simbolistica asta în care noi intrăm și încercăm să dăm niște explicații ca să pară mai nu știu cum, pentru că în felul acesta noi putem să deviem de la adevăr, chiar dacă suntem bine intenționați. Și apoi aș mai adăuga, trebuie să avem grijă cu privire la cărțile din Biblie cu natură apocaliptică. În Apocalipsa se vorbește cu simboluri, dar sunt foarte multe variante de explicare a lucrurilor pe care s-au scris tone de cărți pe perioade de sute de ani și când tu citești Biblia și începi, gata, așa știu că ei sunt 100%, toți trebuie să credeți ca mine, trebuie să ai grijă. Să nu fii superficial cu lucrurile astea. Să vezi ce au spus și alții, să vezi variantele care sunt, să te rogi, să postești, să analizezi lucrurile și apoi să interpretezi lucrurile grele, pentru că s-ar putea să greșești. De aceea zic, Dumnezeu să ne ajute să citim și să interpretăm Biblia cu atitudine de smerenie, de modestie, încercând să înțelegem ce a vrut să însemne în primul rând pentru autorul care a scris cartea aia și apoi văzând ce se poate aduce la noi și punând în viața noastră de zi cu zi. Am vrut, dragii mei, să fac un live pe subiectul acesta. Cum se citește Biblia corect? Biblia se citește corect luând în considerare că e o carte foarte vastă, scrisă în culturi diferite, în perioade diferite, de oameni diferiți, în mai multe limbi. Apoi, luând în considerare că Biblia, atunci când o citim în mod regulat, ea ne transformă viața și aduce binecuvântare în sufletele noastre și o carte extraordinară pe care trebuie să o citim în fiecare zi. Și apoi, citind corect Scriptura, în primul rând pe nivelul tău de înțelegere, apoi formându-ți obiceiul de a citi regulat, apelând la un dicționar, la Biblia cu explicații, întrebând un frate sau altul, ținând cont de contextul în care s-a scris, interpretând corect istoric și cultural, evitând interpretările astea algoritmice, care pun accent pe, mă, nu ce-o vrut să scrie, ci simbolizează altceva. Nu, dragii mei, și cu smerenie. Și lucrurile grele să nu ne grăbim, să le dăm imediat etichetă ca să arătăm că noi știm mai bine ca ceilalți sau că noi suntem mai deștepți ca toată lumea. Cu smerenie, cu respect, cu un studiu mai profund, așa să interpretăm lucrurile grele din Biblie. Dragii mei, sper că v-a folosit life-ul acesta în a aprofunda cuvântul lui Dumnezeu, a-l înțelege mai bine și a-l interpreta corect. Domnul să vă binecuvânteze, să citiți Biblia în fiecare zi, Domnul să vă ajute să iubiți cartea asta și eu să o iubesc, să o ținem în biblioteca noastră la început și să fie singura carte pe care suntem gata să o scoatem de acolo în fiecare zi. Am auzit o întâmplare într-o predică mai de mult despre faptul că pe vremea comuniștilor la început a intrat poliția într-o biserică. Atunci întâlnirile erau interzise și asta nu a fost neapărat în România. Polițiștii au intrat în biserică și au pus o Biblie în față și a zis toată lumea care vrea să scape cu viață să meargă și să scuipe pe Biblie și nu-l pedepsim, nu-l ducem la închisoare, nu-l împușcăm, îl lăsăm să trăiască. Și frații,
La început unul, apoi altul, mai cu rușine, mai cu sfială, s-au dus toți rând pe rând și au scuipat pe cuvântul lui Dumnezeu ca să-și salveze viața. La urmă, în biserică a rămas doar o fetiță, o tânără. Și ăștia care au venit acolo, poliția, ăștia au zis: tu ce faci? Hai, scuipă și trăiește. Ea s-a dus în față, a luat Biblia, a pus-o la piept și cu părul ei a șters toate scuipaturile și toate salivele pe care oamenii le-au aruncat acolo. A pus Biblia la piept și a zis: eu nu voi face așa ceva niciodată. Și istoria spune că au împușcat-o pe fata aceasta, care a preferat să moară decât să necinstească cuvântul lui Dumnezeu. Dragii mei, astăzi avem atâtea scripturi, atâtea Biblii. E așa de ușor să pui mâna pe cuvântul lui Dumnezeu, e așa de la îndemână, e în casele noastre. Uneori le primim Biblia gratuit, pe stradă, de la oameni, de peste tot. E o expunere a cuvântului lui Dumnezeu la nivel extraordinar. Toți avem Biblia și la toți ne este la îndemână. Haideți să o citim, haideți să o iubim mai mult, haideți să-i dăm o atenție mai puternică, haideți să ridicăm cuvântul lui Dumnezeu la loc de cinste, pentru că merită. Și El ne va da putere, El ne va da sănătate, El ne va da viață și El va lucra în noi puterea lui Dumnezeu cea nemărginită. Domnul să vă binecuvânteze, Domnul să lucreze și Domnul să ne ajute pe fiecare să facem voia Lui. Amen.